După ce s-au închis ușile, Dima a venit din nou la Antena Play și a lăsat un mesaj. Vorbea cu mama sa, cel puțin așa se adresa, și spunea că trec prin momente foarte dificile, atât el cât și Sabrina, și că mama Sabrinei trece prin momente de 10 ori mai grele. Spunea că ei primesc informații foarte, foarte multe de afară și că se vrea răul. După a spus, știi tu la ce mă refer? Eu, sincer, nu știu la ce se referă, cine le vrea răul și de ce. Spunea că să se uite bine în ochii lui mama sa, pentru că îl cunoaște, și să știe că de supărare a rupt scrisoarea de la ea. Ceea ce a scris tatălui l-a impresionat foarte mult și l-a emoționat, dar mama sa a scris lucruri pe care le aude de afară și a zis că i-ar fi scris că se interpretează orice, și cam atât, nu prea a dat detalii despre ceea ce scria în scrisoare. A sfătuit-o pe mama lui să nu mai intre în social media și să nu mai citească comentariile nici pe cele bune, nici pe cele răutăcioase, și de asemenea să vorbească și cu mama Sabrinei să facă același lucru. I se adresa mamei sale și spunea că nu înțelege aproape nimic din ceea ce se întâmplă în această casă, că totul a fost interpretat greșit. Spunea că Sabrina este terminată psihic și că este foarte greu, le este foarte greu amândurora.